Bună seara, dragii mei! Plină de energie ca de obicei după ce fac live-ul pe Facebook. Așa, o stare frumoasă și cu muzica asta și am aprins și puțin Palo Santo și neapărat vreau să las aici un rezumat care nu mai e săptămânal, este semilunar, da? Că e cam de două ori pe lună. Rezumatul nostru. Am vorbit despre câteva, am atins câteva subiecte, dar o să mi-aleg să vorbesc despre unul cu preponderență. Poezia pe care am recitat-o se numește Oare și te pune așa pe gânduri. Te întreabă dacă tu te placi pe tine, dacă tu ai intra acum pe ușă, ți-ar fi drag de tine, dacă tu ai sta cu tine la o masă, ți-ar fi drag să te privești, ai fi o companie frumoasă, ți-ar plăcea să dormi cu tine în casă, ți-ar plăcea să fii alături de tine, ești un om care oferă ceea ce vrea în schimb, cu alte cuvinte, dacă relația cu tine este într-un loc bun și tu ai înțeles că în afara ta nu vezi decât ceea ce este în tine și din afara ta primești doar ceea ce oferi, atunci te liniștești și începi să lucrezi cu tine. Și spuneam despre procesul ăsta de lucru cu tine că este atât de greu și puțin dificil la început și nu prea înțelegem noi cu ce se mănâncă așa, dar după aia, cu timpul, începe să devină plăcut, începe să devină interesant, începe să-ți placă, începe să fii gen, hai să vedem, acum încă un obstacol, am mai fost aici data trecută, cum am făcut, ia să vedem, de data asta cu ce mă cor. Și tot așa, nu înseamnă că nu mai ai momente când simți că gata, nu mai poți să mai duci, de obicei, înainte de a avea o mare revelație și un salt, este momentul cel mai jos, din experiența proprie vă spun, de câte ori sunt acolo cu burta lipită de pământ și cu fața în noroi și de-abia mai respir și zic, Doamne, din asta chiar n-am cum să mai ies, cum am ajuns aici, asta cu ce se mai mănâncă, dacă mă țin tare și nu renunț, atunci, a doua zi, Doamne, plutesc la propriu, zbor. Simt ușoară, sunt toată un zâmbet, mi se descrețește fruntea, îmi simt energia în palme, îmi simt energia în tot corpul, este foarte frumoasă senzația și starea pe care o am, dar întotdeauna când e cel mai greu, trebuie să-ți aduci aminte să nu renunți, să stai acolo și să accepti, să trăiești emoția până la capăt. Da? Asta ziceam. Ziceam că relația cu tine, pe primul loc, s-a ajuns să-ți fie drag de tine, să vorbești cu tine în oglindă, să te încurajezi, să-ți vezi evoluția, să spui bravo, mai știi când ți era rușine, când erai vinovat, când te simțeai ultimul om, mai știi când ți era frică să-ți scoți trei cuvinte pe gură. Ia uite-te la tine acum ce ai evoluat, ia uite curaj, ia uite stimă de sine crescută. Ia uite că nu-ți mai e rușine să te exprimi, ia uite că nu te mai simți vinovat din toate rahaturile, a? Și atunci e frumos, e cu bucurie, te uiți în oglindă, începe să-ți fie drag de tine. Și la fel, este o mare dovadă de înțelepciune dacă poți să te iei la mișto și dacă poți să, dar nu cu răutate, nu cu critică, da? Ca de la un frate la o soră, ca de la un frate la un alt frate, înțelegeți? Să-ți vorbești, băi, bravo, bă, ai văzut? Ia uite! Sau, ia uite, numai ție putea să-ți treacă așa ceva prin cap. Sau, uite-te ce gânduri au venit. Sau, băi, ce ai făcut acolo? Nu vezi că... Adică tot timpul trebuie să fii cu prietenie, cu drag să-ți vorbești, nu să te critici că nu ești în stare, că uite-te, băi, ce ai făcut, că nu ești bun de nimic și... Știți, toată porologia aia pe care ne-o spuneam înainte să ne trezim și când nu știam că noi suntem creatorii realității noastre, când nu știam cât de puternici suntem, când nu știam cine suntem. De asemenea, am menționat în acest live despre faptul că dacă ești un lucrător de lumină, adică o ființă de lumină care știe cine este și care are încredere în forțele lui și care a ajuns să se cunoască și a înțeles că lumea exterioară este o hologramă care arată foarte bine
ce se petrece în tine, tu știi că nimic nu te poate atinge. Și așa cum am menționat și în live acum câteva săptămâni, când eram la Satul Mare, am filmat un filmuleț în care dansam pe melodia lui MC Hammer, You Can't Touch This. Adică nu poți să atingi asta. Și mă refeream la faptul că dacă știi cine ești și ești un lucrător de lumină care a venit aici să asiste pământul la trecerea pe noua, într-o dimensiune mult mai înaltă, dacă ești aici pentru cei care te strigă, pentru cei care te cheamă, care sunt pregătiți, suflete care sunt gata să își amintească cine sunt. Păi tu ești un lucrător de lumină, nimic nu te poate atinge. Suntem armata soarelui. Suntem lumină întrupată. Nu te poți pune cu lumina. Clar, nu vă fie teamă că Matrix-ul, că elita, că ne poate face rău, că nu poate face nimeni rău luminii. Lumina va învinge, mereu a învins și întotdeauna va învinge. Da? Fiți mult și mult mai încrezători în forțele voastre. Dacă ați fost înzestrați cu darul și ați venit, încercați să vă exprimați și să ieșiți în față. Nu mai stați în spate, dragilor. Puneți mâna și spuneți ce aveți de spus, așa cum fac și eu. Și nu vă fie teamă că nimeni nu vă poate face rău. Cine să-ți facă rău dacă acolo ești tot tu? Nu? Lucrând cu tine, nu-ți mai este frică de nimic din afara ta, pentru că în afara ta ești tot tu. Sper că mă fac înțeleasă. De asemenea, am menționat despre asta cu zeița din noi, cu inimioara din noi și cu faptul că atunci când suntem ancorați în inimă ne întoarcem acasă și de aici, când ești acasă, când respiri, când închizi ochii, când ți amintești cât de minunat ești, da? Și când închizi lumea exterioară și nu mai asculți nici în stânga, nici în dreapta și ești cu tine, aici găsești toate răspunsurile, aici este liniștea, aici ești acasă. Da? Zeița din tine, inima ta este zeița. În fiecare dintre noi este o zeiță, și în femei și în bărbați. Am mai spus asta într-un videoclip, am vorbit despre asta și în poezia Vin bărbații și am să repet până când oamenii vor începe încetişor să înțeleagă. Cei care sunt pregătiți, cei care vor să afle, nu? Pentru că nu toți suntem pregătiți, nu toți vor să afle anumite lucruri. Nu plec până nu vă reamintesc că mă puteți susține cumpărând ultima mea apariție editorială, adică ultima carte de poezii, povești în versuri și georgianate. Georgianatele sunt niște catrene pe care le-am numit așa, inspirată de la rubaiatele lui Omar Khayyam, care îmi plac la nebunie. Dacă nu știți, puteți să-l căutați pe internet și să vedeți ce versuri frumoase, așa, comprimate, care vă pun pe gânduri. Dacă vrei să ai soarele în biblioteca ta, nu contează unde ești, în străinătate, am trimis peste tot în Europa, chiar și în Canada, dar și în România, cu autograf, cu tot, mă ocup personal să trimit cărțile. Mulțumesc din inimă celor care m-au susținut deja, care mă susțin cumpărându-mi cărțile, și dacă vrei și tu să ai energia mea la tine în bibliotecă, că despre asta este vorba, că în paginile acestei cărți sunt poeziile scrise de mine și fiecare poezie pot fi găsită ca și energie, și atunci, dacă vrei să fiu la tine în bibliotecă cu energia mea, scrie-mi pe adresa georgiana.danila11@gmail.com. La fel, dacă nu te-ai abonat încă la acest canal și ți-a plăcut acest videoclip, poți să-i dai un like și să te abonezi la canalul meu. Am foarte multe playlist-uri create cu poezii și videoclipuri pe diverse teme, și cu yoga, și cu aparițiile mele TV de până acum, și
sigur nu te plictisești pe acest canal. De asemenea, mă puteți găsi și pe Instagram, Georgiana Dănilă Autor, și pe Facebook am și un grup, dacă vreți un pic și mai multă, să zic așa, familiaritate, acolo postez chiar și ce mănânc. Dacă sunteți vegani și rămâneți în pană de idei, vă puteți inspira. Am și un hashtag care se numește Poetess Cooking. Așadar, vă îmbrățișez, vă iubesc și până la următorul rezumat vă transmit toată iubirea și toată căldura mea.